Sănătate susțin că peste 2000 de persoane cu dizabilități vor rămâne fără loc de muncă. În urmă cu 2 ani am fost chemat la un interviu și mi s-a acordat o șansă. Emeric suferă de hemofilie. A primit șansa să lucreze atunci când nu mai avea nicio speranță. Șansă care s-ar putea sfârși pentru el în doar câteva săptămâni, atunci când ar trebui să intre în vigoare ordonanța de urgență 60. La fel și pentru Constanța. De aici am fost. Așa cum îi spun colegele de la spălătorie. Este foarte greu pentru ea. Eu știu că a stat cam 2 ani de zile să caut, să ajungă aici. Cred că este foarte greu pentru ea, da. Mai ales cu dizabilitatea pe care o are, este dată la o parte. Un om care lucrează într-o unitate protejată întreține încă 3-4 persoane acasă. Noi, cel puțin angajatorii, cei care avem aceste unități protejate, o trebuie să ne ducem în fața acestor oameni, să le spunem că, începând cu 1 septembrie, ei nu vor mai fi angajați. Pentru angajatori asta înseamnă o triplă cheltuială. Vor plăti o taxă dublă pentru dizabilitate și nu vor mai putea achiziționa produse și servicii în schimbul acestor bani. Aveam posibilitatea să ne sprijine prin cei 50% pe care nu-i dădeau la stat. Ministerul Muncii spune că Ordonanța 60 va ajuta persoanele cu dizabilități. Conform statisticilor, în România sunt aproximativ 700.000 de persoane cu dizabilități, dintre care doar cele cu gradul al treilea de handicap au dreptul de a fi angajate în unitățile protejate. Sunt excluși minorii, dar și persoanele cu vârsta peste 65 de ani.